O să vă rog să deschideți Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Citim versetele 37 până la 40. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, ocupați-vă locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns cu bine acasă. Am fost în Greenville la biserica pe care o păstorește fratele Cosmin Avram. Ei au avut o ordinare, ei fac parte din Uniune, fratele păstor Cristian Ionescu nu a putut să meargă și atunci a trebuit să mă duc eu. A fost un serviciu divin frumos, o sărbătoare așa cum sunt sărbătorile și m-am grăbit să ajung acasă și iată că am ajuns cu bine, deși n-am reușit să ajung de la început. Vă aduc salutări din partea lor, au fost mai mulți frați păstori acolo și m-au rugat să vă aduc salutările lor pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră și pentru biserica întreagă și conducerea bisericii. Aș vrea în această seară să rostesc o predică care se încadrează în contextul proiectelor pe care le avem și în perioada aceasta în care ne pregătim să mergem în misiune. Am citit din cartea Faptele Apostolilor, fiindcă această carte este prima carte a începutului bisericii. Domnul Iisus a venit, a murit, a înviat și s-a înălțat la cer. El a adus o viziune nouă despre mântuire și cartea Faptele Apostolilor este cartea care surprinde acest început. Una dintre marile probleme pe care le au pastorii și credincioșii este să surprindă tranziția dintre Vechiul și Noul Testament și să înțeleagă cum s-a manifestat viața spirituală administrativă a Bisericii lui Dumnezeu în epoca apostolilor, adică ei fiind în viață și slujind biserica. Atunci când ne propunem să facem asta, sigur, citirea epistolelor ne ajută, dar Cartea Faptelor, practic, este un manual de istorie care vorbește despre ce s-a întâmplat în aproximativ primii 35-40 de ani ai Bisericii Primare. Cartea e scrisă de Luca, ca și Evanghelia pe care a scris-o el. Și Luca a fost un intelectual, el s-a convertit în mijlocul vieții de adult, este singurul scriitor neevreu din Noul Testament, și a locuit în Palestina aproximativ 2 ani, sosește la Ierusalim împreună cu Pavel, lucrul acesta este surprins în capitolul 21, și pleacă apoi împreună cu Pavel la Roma, pasaj din Romani, din Faptele Apostolilor, capitolul 27. Luca este tovarășul lui Pavel, era de acum bătrân, obosit, avea tot felul de probleme care împovărau viața lui și Luca, datorită meseriei lui, era o binecuvântare pentru el și o mare încurajare. Luca numește evenimentele pe care le enumeră în cartea Faptele Apostolilor lucruri care s-au petrecut printre noi. Ce a vrut el să spună, a făcut apel la acuratețea lucrurilor scrise de el, spunând faptul că lucrurile pe care el le-a scris pot fi verificate în generația lui de la oamenii care au fost împreună cu el, cu Pavel și cu apostolii. Atunci când avem intenția să înțelegem cartea aceasta și mesajul ei unitar,
Sigur că e o carte plină de istorie, este o carte plină de proiecte, de călătorii, de acțiuni, de minuni. Și ce putem spune în câteva zeci de minute este prea puțin ca să ne atingem scopul. Dacă ne uităm în carte, surprindem o structură pe care e bine să o avem în minte pentru ca mai apoi să așezăm pe ea ca pe un suport informațiile pe care le voi spune. În primele 6 capitole, Biblia prezintă Biserica lui Dumnezeu din Ierusalim. Apoi, între capitolele 6 și 9, este o secțiune dedicată evreilor și samaritenilor. Aduceți-vă aminte că în capitolul 8 se pocăiesc oameni din Samaria, apostolii când aud despre acest eveniment care i-a surprins. Ei nu se așteptau să se pocăiască oamenii din Samaria, ei îi priveau cu dispreț pe samariteni. Dar a trimis apostol să meargă la ei și, după cum știți, și-au pus mâinile peste ei și ei au primit Duhul Sfânt. Apoi, următoarele 3 capitole, de la 9 până la 12, se mută acțiunea din Samaria în Antiohia. Antiohia devine un sediu de misiune care lucrează în paralel cu sediul apostolic din Ierusalim. Apoi, din capitolul 12 până la 16, este secțiunea dedicată celor din Asia Mică, bisericile pe care Pavel le-a înființat și pe care le-a vizitat și le-a revizitat în cele 3 călătorii misionare. Scriptura spune în capitolul 16 din Fapte că bisericile se întăreau în credință și sporeau în numărul celor convertiți în fiecare zi. Apoi Pavel ajunge în Europa. Între capitolele 16 și 20 se vorbește despre secțiunea pătrunderii lui în Europa și se încheie cu ultimile 7 capitole care sunt dedicate activității pe care el a depus-o în Roma. Deci, Ierusalim, Samaria, Antiohia, Asia Mică, Europa și Roma. Acestea sunt cele 28 de capitole care privesc prima parte a cărții Faptele Apostolilor, unde Petru, apostolul Petru, este așezat în proeminență și apoi el este trece un pic în planul 2 și apostolul Pavel devine prioritar. Când ne gândim la cartea Faptele Apostolilor, ar trebui să înțelegem care a fost scopul lui Luca când a scris-o. Dincolo de faptul că este necesară, fără a avea nevoie să fie explicată necesitatea, întotdeauna o carte care vorbește despre poporul lui Dumnezeu este necesară. Dar atunci când intrăm în aspectul teologic și încercăm să răspundem de ce cartea Faptele Apostolilor este atât de necesară, putem să spunem câteva argumente. Primul dintre ele, pentru că explică creșterea rapidă a bisericii. Mai țineți minte, 3.000 de oameni s-au pocăit și s-au botezat. 3.000 de oameni este un număr mare de oameni. La fel de adevărat este că orice început pe care Dumnezeu l-a creat, inclusiv cu omenirea, iudeii sau biserica, cele mari 3 începuturi ale lui Dumnezeu din Biblie, întotdeauna a investit mult acest început, dacă îmi permiteți, pentru a ieși pe piață, pentru a deveni vizibil, pentru a câștiga audiență. Și această creștere rapidă a bisericii este explicată în cartea Faptele Apostolilor. Acest mod de răspândire a Evangheliei s-a realizat folosind mai multe metode. Și pentru noi toți, când ne gândim la o strategie de evangelizare în biserică sau în afara bisericii, în cultura noastră sau în altă cultură, în cultura noastră numind-o evangelizare și în altă cultură numind-o misiune, trebuie să ne gândim și la metodele pe care le-au folosit apostolii, pentru că lucrul acesta este din Scriptură și noi folosim Scriptura ca pe un exemplu pe care Dumnezeu l-a păstrat până la noi, pentru ca să ne inspire. Priviți, vă rog. În primul rând, ei au folosit marile metropole. Ei nu au mers în sate. Asta nu înseamnă că satele nu sunt importante, dar ei au mers în marile metropole. Când fratele Brazovan, misionarul pe care noi l-am invitat să vină la conferința tinerilor ca să predice și slujește în India, a venit și am stat cu el la masă, am avut mai mult timp să povestim, el ne-a explicat de ce mișcarea creștină din India, deși prezentă, este invizibilă. Mișcarea
religioasă din India este monopolizată de hinduism și budism. Este aceeași religie, doar că diferențele sunt extrem de mici, hinduismul fiind pentru castele înalte care conduc țara, iar budismul fiind un hinduism pentru castele de jos, pentru oamenii simpli. Islamul a intrat în India și are un loc prioritar. În ciuda faptului că creștinismul a intrat înainte de islam, însă creștinismul s-a adresat oamenilor săraci care trăiesc în sudul Indiei. Și foarte mulți oameni săraci s-au convertit, dar ei n-au cuvânt de spus în societatea indiană. N-au trecere. De aceea creștinismul este reprezentat de niște anonimi, de niște persoane fără relevanță socială, de niște oameni care pur și simplu stau în umbră, în mediul rural și nu reușesc să pună în proeminență creștinismul. E bine, uitați-vă la apostoli. Ei s-au dus în marile metropole. Au fost în 54 de orașe. Ce vă spune dumneavoastră lucrul ăsta? În câte orașe am fost noi? Nu vi se pare că totuși 54 de orașe, la numărul orașelor din vremea aceea, este un număr foarte mare? Au fost în 32 de țări. În generația apostolică, doar în Cartea Faptele Apostolilor. Nu vi se pare că oamenii ăștia au avut un apetit, o pasiune, o responsabilitate, o urgență ieșită din comun cu privire la răspândirea Evangheliei? Frați dragi, încă o dată spun, aproape supărător, noi folosim cartea asta ca pe un reper. Mai gândiți-vă o dată, chiar credeți că este un reper? E un reper numai în aspecte care sunt mai conveniente pentru noi sau este un reper în totalitatea mesajului ei? Dacă oamenii ăștia au fost în 54 de țări, în ce fel folosim noi exemplul ăsta pentru noi? Cred că am spus țări în loc de orașe. Am dormit vreo 3 ore azi noapte și nu e o scuză, dar e doar o realitate. Ei au fost în marile metropole. În marile metropole erau intelectuali. Erau oamenii care conduceau orașele și țara. Atunci când se convertește un medic, el ca și individ nu e mai important decât un cerșetor, ca om înaintea lui Dumnezeu, dar ca și influență e mult mai influent. Atunci când un medic se adresează într-o comunitate, oamenii îl ascultă pentru că îl respectă ca pe un intelectual, ca pe o persoană care are o meserie ce atrage respectul. Dar când îți vorbește un cerșetor, nu prea îl bagi în seamă, nu pui mult preț pe mesajul lui. Priviți, vă rog, că apostolii au atacat marile metropole, au folosit oameni influenți. În Faptele Apostolilor sunt 95, au fost o echipă de 95 de oameni implicați în cutreierarea celor 54 de orașe și a celor 32 de țări. 95 de persoane. Pavel, care a fost cel mai prolific scriitor al Noului Testament, a fost evanghelistul numărul 1. El a făcut 3 călătorii misionare în care a colindat în lumea cunoscută la momentul acela și a ajuns până în inima Europei, în capitala Imperiului Roman, la Roma. Ei n-au trimis oameni de mâna a doua, de mâna a treia, iar barosanii să stea la Ierusalim. Nu, oamenii aceștia au înțeles trimiterea, ei au înțeles urgența și ei s-au dus cu armamentul cel mai greu pe care l-au avut. Pentru ei evanghelizarea a fost foarte importantă. Au atacat marile orașe, acolo unde erau oamenii care aveau influență, aveau capital și au folosit oamenii cei mai buni. Este adevărat că în Ierusalim, dacă îmi permiteți, folosind experiența noastră, denominației noastre, exista un fel de sediu al cultului și nu scrie Scriptura, spre exemplu, despre Iacov, că a fost în evanghelizare și probabil de încă alte câteva nume la care nu mă gândesc acum, dar ceea ce am vrut să spun este că apostolul Pavel, care atât de mult s-a luptat împotriva creștinismului și cu toți cei pe care el i-a format, Tit, Timotei și toți ceilalți, și-au dedicat viața numai pentru misiune și numai pentru evangelizare. De asemenea, ei au folosit predicile și conducerea liderilor creștini, Petru, Ștefan, Pavel, și toți trei au murit uciși. Ștefan timpuriu, Pavel și Petru mai târziu. Apoi, au avut contacte cu reprezentanții guvernamentali. Aduceți-vă aminte de Pilat, de Ponțiu Pilat, de Sergius Paulus,
dregătorii din Filipi cu care Pavel a stat de vorbă. Aduceți-vă aminte de Galion, care a fost un dregător, un om care avea autoritate, dregătorii din Efes. Ce înseamnă dregătorii din Efes? Oamenii care conduceau orașul. Probabil oameni din administrație, primar, prefect, și eu nu mai știu cum se numeau în vremea aceea dregătorii. Apoi, Pavel i-a predicat lui Claudiu Lysias, lui Felix, mai ales lui Felix. I-a predicat atât de mult și atât de direct încât l-a enervat. Foarte confruntativ l-a chemat la pocăință și Filip a spus, mai potolește-te, Pavel, mai lasă-mă în pace. Apoi i-a predicat lui Porcius Festus, lui Agripa al doilea și lui Publius. Observați că toți oamenii cu care el s-a întâlnit în călătoria spre Roma, el a vorbit cu toți, le-a predicat Evanghelia. De ce remarcă Biblia că le-a predicat guvernatorilor? Și pentru faptul ca să rămână pentru noi un exemplu. Vedeți, noi încercăm să ne manifestăm mila față de săraci și bine facem, dar exemplul apostolului Pavel nu ne spune nimic? Ba sunt oameni care se supără și ne vorbesc de rău că mergem numai în orașe unde nu știu cum suntem tratați și nu știu ce ni se oferă și ar trebui să mai mergem și prin sate și ar trebui să mergem și prin orașele mai mici. Noi credem că am făcut și lucrul acesta și nici nu știu ce înseamnă un echilibru, pentru că e foarte greu să ajungi la ce înseamnă echilibru din punctul ăsta de vedere. Dar ce vreau să pun în evidență este strategia apostolilor. Oamenii ăștia au avut o strategie atât de bună încât în perioada lor creștinismul a demarat puternic. Pentru că ei au adus oameni cu personalitate puternică, cu potențial și cu influență și când au vorbit despre creștinism, lucrul acesta a avut un mare impact în societatea din vremea aceea. Încă ceva ce mi se pare foarte interesant. Slujirea și autoritatea apostolică a lui Pavel a fost comentată și contestată în rândul iudeilor. Trecerea lui de la un dușman al Evangheliei la un apărător al Evangheliei a presupus o perioadă suficient de lungă ca oamenii să se convingă că asta nu este o cursă, ci dimpotrivă este o realitate. Omul ăsta și-a schimbat paradigma de gândire. A devenit creștin, un apostol al Domnului, dar a fost foarte contestat și foarte comentat. Cartea Faptelor însă dovedește că Pavel a fost chemat, a fost instruit, a fost împuternicit și a fost trimis la neamuri, în timp ce Petru a rămas dedicat evreilor. Petru a vorbit evreilor tocmai de aceea când a fost pe acoperiș și a început un pic să înțeleagă, mergând la Corneliu, despre ce este vorba. El s-a simțit foarte consacrat iudeilor pentru că el a fost dedicat iudeilor. Lui Pavel i-a fost ușor să se detașeze mai repede, pentru că el s-a consacrat neamurilor și s-a dus ușor înspre neamuri, fără să se simtă prea vinovat că i-a părăsit pe iudei. Dar Petru era consacrat iudeilor. Nu să știți că sunt versete în Scriptură care vorbesc despre această aplecare a lui Petru și a lui Pavel. Duhul Sfânt a orchestrat această lucrare pentru noua mișcare creștină ca să nu se divizeze între Petru și Pavel. Nu există nicio scindare. Nu vi se pare ciudat că nu a existat o rupere a relației între Petru și Pavel? Eu vă întreb, ce a simțit Petru, care a fost tot timpul vioara întâi și se convertește violentul ăsta de senator Pavel, Saul, dacă vreți, și ia fața lui Petru? Folosesc un limbaj ca să pun în evidență ce vreau să spun. Și Petru nu-l invidiază, dimpotrivă vorbește frumos despre el. Nu găsim în Scriptură nicio atitudine de nemulțumire sau de frustrare a lui Petru. În mintea noastră, ce răspuns avem pentru faptul că acești doi titani au avut loc să stea împreună? De ce au avut loc să stea împreună? Probabil din cauza maturității lor, probabil că imperiul era suficient de larg ca să aibă amândoi timp să predice, probabil că călăuzirea de care aveau parte de la Dumnezeu a fost suficientă pentru ei ca să înțeleagă voia lui Dumnezeu? Dumneavoastră, ce părere aveți? Cum se întâmplă astăzi? Uitați-vă în peisajul evanghelic și o să vedeți că lucrurile s-au schimbat.
Cartea Faptele Apostolilor este singura carte dintre cele 66 care vorbește despre tranziția de la iudaism la creștinism și despre tranziția de la templu la toate neamurile. Nu există în Vechiul Testament niciun fel de aplecare înspre neamuri cu privire la închinare. Închinarea era dedicată evreilor. Ei aveau drepturi, ei erau poporul ales, Dumnezeu a umblat cu ei, Dumnezeu i-a educat, Dumnezeu le-a dat legea, Dumnezeu i-a pedepsit, Dumnezeu le-a dat templu, casa lui Dumnezeu s-a născut în mijlocul acestui popor, iar Biblia s-a născut în sânul Revelației. Pentru prima oară în Noul Testament apare ideea de mergeți în toată lumea. În Vechiul Testament, ideea asta este absolut absentă. Absentă 100%. Totul s-a învârtit în jurul acestui popor care trebuia să devină un misionar, dar care și-a ratat scopul datorită micimii lui. Au fost idolatri, au fost cu ochii pe căsătorii mixte, pe închinare la religiile femeilor pe care și le luau din popoarele păgâne și au ieșuat pur și simplu, lamentabil. Dumnezeu i-a pedepsit în Egipt, au stat 430 de ani prizonieri acolo, robi. Dumnezeu i-a pedepsit în Babilon, au stat 70 de ani acolo. Și Dumnezeu i-a pedepsit internațional, că au stat 19 secole. De-abia în 14 mai, în 1948, ca națiune, s-au format din nou, recăpătându-și identitatea națională. Și Ben Gurion, ministru de vremea aceea, premierul din vremea aceea a făcut declarația aceea pompoasă a revenirii poporului lui Dumnezeu. Dar în Faptele Apostolilor nu mai găsim ideea de identitate evreiască. Ba dimpotrivă, ei s-au luptat pe viață și pe moarte, l-au urmărit pe Pavel încercând să-l ucidă și au folosit toată influența și toate pârghiile ca să-l anihileze, pentru că lor li se părea că el vorbește împotriva iudaismului. Dar el nu vorbea împotriva iudaismului, el vorbea pentru creștinism. Iar iudaismul a rămas în umbră. Și în umbră este și astăzi. Și în umbră va fi până la răpire. Începe evangelizarea neamurilor. De aceea în Fapte, capitolul 1, versetul 8, se spune, începeți de aici din Ierusalim și duceți-vă până la marginile pământului. De aceea a fost dat Duhul Sfânt. Pentru asta era nevoie de Duhul Sfânt. Pentru asta era nevoie de Duhul Sfânt. Ei au fost împuterniciți și au fost trimiși. Cu excepția lui Ioan, toți au murit de morți foarte violente, străpunți de săgeți, de sulițe, doi dintre ei au fost aruncați de pe niște înălțimi, probabil în ceva prăpastie, ceva de felul ăsta. Dragii mei, când aflăm informațiile astea cu Duhul nostru care este sensibil la cercetarea lui Dumnezeu, ce simțim? Ce motivații se nasc în sufletul nostru? Ce anume vom schimba de aici înainte? Exemplul acestor oameni pe care noi îi privim ca niște stâlpi ai creștinismului, pe care i-a așezat Mântuitorul. Exemplul lor și învățătura lor este baza Noului Testament. Cartea care reglementează condiția și identitatea bisericii. Noi avem tendința să ne cantonăm într-o biserică, să avem programe care ne plac și mai și spunem, asta mi-a plăcut, asta nu mi-a plăcut. Dar uitați-vă că oamenii aceștia n-au avut dreptul să le placă sau să nu le placă ceva. Ei au slujit, ei au înțeles că nu-i timpul ca să le placă sau ca să nu le placă. Atunci când trebuie să faci un lucru, nu trebuie să-ți placă, ci trebuie să-ți asumi. Când te duci la lucru, de cele mai multe ori nu-ți place, dar îți asumi. Te duci că trebuie, te simți responsabil de familie, de nevoile casei. Aici nu suntem în vacanță ca să ne placă, aici nu suntem la Starbucks să ne luăm ce ne place. Biserica, lucrarea lui Dumnezeu, nu e o chestie care trebuie să se potrivească pe gustul nostru. Aici e vorba de o chemare, de o responsabilitate, e vorba de o trimitere, e vorba de o cheltuire, e vorba de a te consacra, de a te dedica. În capitolele de la 1 la 7, așa cum spuneam, se descriu evenimentele din Ierusalim. Apoi urmează Iudeea, Samaria, Filip ajunge acolo, el a fost cel care i-a predicat ministrului de externe al Etiopiei care s-a convertit, Petru și Ioan sunt înlocuiți de Pavel și Ioan,
Apoi apare pe scenă Pavel, care ajunge până la marginile pământului, probabil până în Spania, până în Italia s-a dus cu siguranță. Aduceți-vă aminte, am mai spus cu ceva timp în urmă, nu prea mult, faptul că creștinismul în acest început a fost firav, a fost contestat, mai ales că imperiul în care creștinismul predica Evanghelia despre învierea lui Iisus Hristos era interzis, religia imperiului era cultul păgân. De aceea creștinii uneori erau uciși, pentru că ei făceau ceva împotriva guvernului. Și au fost multe ideologii care au contestat creștinismul. Deși am mai spus asta, aș vrea să o mai spun încă o dată. Ceea ce îi interesa pe apostoli când au vorbit cu Domnul Iisus în Fapte, capitolul 1, versetul 8, pe ei interesa viitorul, în timp ce pe Domnul interesa prezentul. De foarte multe ori, trăim 2-3 luni de zile cu gândul la vacanță și în alea 2-3 luni de zile aproape că nu gustăm viața, nu ne bucurăm de ea. Pur și simplu, de-abia așteptăm să treacă aceste 2-3 luni de zile. Dar v-ați gândit niciodată de aceste 2-3 luni de zile? La fel de important ca 2-3 luni de vacanță, e viața noastră. Ne propunem să ajungem undeva la un anumit eveniment plăcut și până atunci timpul nu mai contează. Vrem ca zilele să treacă oricum. Dar e viața noastră. Ei au vrut să știe cum arată viitorul și Domnul le-a spus să se implice în prezent. Viitorul nu e al nostru ca și trecutul, însă prezentul este al nostru. Vă mai aduceți aminte ce le-a spus Domnul? Rămâneți aici. Când? Acum. Ei au întrebat când te întorci, când te vei întoarce. Și el a spus, asta nu e problema voastră. E prea departe ca să trăiți pentru atunci. Voi trebuie să trăiți pentru acum. Ceea ce noi avem e prezentul, frați și surori, nu viitorul. Asta nu înseamnă că nu avem un viitor. Apoi, pe ei interesa ce va face Domnul, pe Domnul interesa ce vor face ei. Vă spune ceva treaba asta? I-a spus, Doamne, care-i treaba cu tine? Când te întorci? Atâta vroiau să știe ei care-i programul Domnului. Și Domnul i-a spus, pe mine interesează care-i programul vostru. Am să vă fac imediat un program. Rămâneți aici, vă rugați până primiți ungerea, umplerea. Și apoi plecați și vă duceți până se termină pământul. Până unde e așa la margine? Oh! Până acolo mergeți. Ei aveau interes pentru viitor și pentru ce are de gând Iisus. Domnul avea interes pentru prezent și pentru ce urmează ei să facă. Apoi, pe ei a interesat detalii despre eveniment. În timp ce pe Domnul îl interesa puterea pe care urmau să o primească pentru misiune. Încercați să vă gândiți dacă puteți, ca o aplicație practică. Suntem interesați ce vom face în prezent pentru Dumnezeu cu privire la mântuirea oamenilor? Sunteți interesați care este programul nostru? Nu doar când se va întoarce Domnul, se va întoarce într-o zi. Important e ce facem noi până atunci și ce facem atunci când se va întoarce. Credeți-mă, prea interesați suntem de când se întoarce Domnul Iisus. În ciuda faptului că El ne-a spus că nu o să putem ști. Frații mei, de ce vrem să știm dacă nu se poate ști? Și până la urmă când vom afla, dacă nu se poate ști, ce vom afla? Hristos ne-a oferit alternativă. Și ne-a spus, aveți la dispoziție ungerea Duhului. Mergeți, predicați Evanghelia, botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am spus eu. Cam asta este treaba noastră. Asta e treaba noastră. Nu spun eu, spune Evanghelia. În ce măsură lucrul ăsta este un imperativ pentru noi, o urgență? Știu că este. Însă noi toți știm că ar trebui să fie mai mare. Confruntarea dintre creștinism și ideologiile vremii, spuneam puțin mai devreme, a trecut prin câteva faze. Creștinismul era, așa cum spuneam data trecută, supranaturalist și exclusivist. Numai creștinismul este supranaturalist și exclusivist. Nici o religie nu este supranaturalistă și nu este exclusivistă. Toate religiile nu se prezintă ca singurele. Creștinismul este enervant.
Pentru că el spune, numai Iisus Hristos este Mântuitorul. Da, Mahomet, nu există. Da, reîncarnarea, nu există. Da, Upanishadele și Velele, nu, n-au nicio autoritate, numai Biblia e adevărat. Noi pur și simplu îi desființăm pe toți și asta ne face exclusiviști enervanți. De aceea creștinii sunt uciși. Pentru că merg în zone unde oamenii ucid oamenii care îi enervează. Creștinismul este exclusivist și este supranaturalist. Se bazează pe minuni. Spuneți-mi o religie care se bazează pe minuni. Dați-le exemplu pe toate și spuneți religii care se bazează pe minuni, pe supranatural. Tocmai de aceea se folosește credința în creștinism. Pentru că n-avem nicio capacitate să înțelegem miracolele care se petrec, decât să le credem, decât să ne asumăm prin funcția credinței că ele se întâmplă și sunt făcute de un Dumnezeu care e supranatural. Cum e El ca ființă, îi sunt și acțiunile. De aceea creștinismul este supranaturalist. Nu vă mai speriați când nu știți să răspundeți cum a înviat Iisus. Spuneți doar atât. Nu pot să-ți explic că e o minune și minunile nu se explică. Tu nu, până la vârsta asta n-ai aflat că minunile nu se explică. Așa să le spuneți oamenilor. Pur și simplu. Minunile nu se explică. Nici cum a făcut Dumnezeu pământul, nici cum s-a născut Hristos dintr-o domnișoară, nici cum a înviat El, nici cum s-a făcut apa în vin. Astea nu se explică, astea sunt niște evenimente miraculoase pe care le luăm ca atare. Toate evenimentele inexplicabile din generația științei, din dispensația științei, nimeni nu vrea explicație. Numai de miracolele petrecute în creștinism și în poporul lui Dumnezeu, toată lumea vrea miracole. Știți de ce vor miracole? Pentru că ei își asumă că noi nu știm să le răspundem. Și atunci au motive să ne descalifice și să ne spună, sunteți niște analfabeți, niște creduli. Ba mai, ați mai și invitat, ați mai și inventat crede și nu cerceta. Deși lucrul acesta nu este spus de creștini și nu este scris în Biblie. Ei spun că noi spunem. Duhul Domnului mișcă inimile oamenilor, face minuni, schimbă vieți, însă toate lucrurile acestea le face prin misiune și prin evangelizare. Și totul pleacă de la o inițiativă. Fără inițiativă nu se va întâmpla nimic. O inițiativă este începutul unui proiect, mare sau mic. Sunt oameni care au inițiativă. Corneliu, inspirat de Dumnezeu, a avut inițiativă. El reprezintă oamenii cu inițiativă. Și pe noi ne inspiră Dumnezeu. Noi n-am auzit cu nimic mai puțin decât a auzit Corneliu, dimpotrivă, mai mult. Dar el a fost omul cu inițiativă. A chemat niște soldați și a spus, mergeți și faceți așa și așa și așa. Și Duhul care i-a vorbit lui Corneliu s-a dus și i-a vorbit și lui Petru. Vedeți, un băiat se duce la o fată și spune, Domnul mi-a descoperit că trebuie să te măriți cu mine. Și multe fete se mărită pe baza la ceea ce a văzut băiatul sau pe baza la ceea ce a auzit băiatul. Știți ce ar trebui să spună fata? Fata ar trebui să spună așa, dacă Dumnezeu ți-a descoperit ție și tu ești jumătate din căsătorie, Dumnezeu trebuie să-mi descopere și mie, pentru că eu sunt cealaltă jumătate din căsătorie. De ce trebuie să merg eu pe barba ta în timp ce tu mergi pe barba Domnului? Adică tu mergi pe cuvântul Domnului, ești sigur, și eu trebuie să merg pe cuvântul tău. Nu, eu mă rog și o să-mi descopere Domnul și mie și când îmi va descoperi Domnul și mie, voi avea și eu certitudinea că este corect. Altfel, e ușor să mă furi cu ce ți-a spus ție Domnul. Și după aceea, cine știe ce o să faci cu mine mai târziu? Vedeți? Petru n-ar fi mers cu soldații lui Corneliu niciodată. Domnul a știut asta. Dar Domnul care a făcut minune cu Corneliu, a făcut minune și cu Petru. Și când cei doi au primit aceeași revelație, atunci au știut că este de la Domnul. Vedeți ce pretențioși au fost oamenii din Scriptură cu privire la supranatural? Vedeți ce verificare a așteptat confirmarea la prima inițiativă. Confirmarea este necesară. Restul vieții vei fi mai liniștit și nu vei mai avea suspiciuni și nu te va mai putea întrista nimeni. Păi. Noi ne creăm o viață vulnerabilă și după aceea ne plângem că în vremea noastră nu se mai fac minuni. Știți de ce nu se mai fac minuni? Pentru că nu avem răbdare pentru minunile adevărate. Suntem niște însetați după supranatural, uneori mai însetați decât după Scriptură. Și asta nu este corect, nu e biblic, nu e dumnezeiește, nu e drept, nu e cinstit și din niciun punct de vedere nu este bine.
Oameni dragi, în vremea aceea au existat oameni cu inițiativă, oameni care au acceptat inițiativa celor cu inițiativă, oameni care au auzit despre oameni cu inițiativă, oameni care s-au împotrivit inițiativei altora și oameni care au preluat inițiativa altora. Dacă venim la Amvon și spunem, vrem să facem proiectul ăsta, e o inițiativă. Vor fi oameni care vor spune, mai lasă-mă să mă gândesc, vor fi oameni care vor spune, ce minunat, de când aștept treaba asta, bine că ai spus-o, o să facem treaba asta, și vor fi oameni care spun, nu-s de acord, de când e lumea este așa? Și dincolo de logică, oamenii au puncte de vedere, argumentate sau neargumentate, oamenii lui Dumnezeu. Deși n-am avut timp să spun tot ce trebuia să spun, am spus cât am putut să spun și în încheiere spun această afirmație. Prima carte din creștinism care vorbește despre ce s-a întâmplat în biserica primară din punct de vedere istoric și sigur și teologic este Cartea Faptele Apostolilor. Ar fi bine să o citim mai mult pentru ca să vedem felul în care biserica s-a integrat în tranziția asta de la iudaism la creștinism, în ce fel a manifestat misionarismul și evanghelismul, care pur și simplu au căzut peste ei și i-a strivit efectiv și a fost nevoie să se întâmple o prigoană pentru ca să meargă în toată lumea, pentru că altfel se cantonează la Ierusalim, unde era dulce părtășia cu frații, unde existau profeții, rugăciuni, descoperiri, dar și siguranța că erau în voia lui Dumnezeu fiind împreună. Cartea aceasta are rolul să făurească o viziune pentru generația noastră și pentru biserica noastră. Are rolul să confirme că să confirme sau să conteste ceea ce facem. De aceea este bine să ne oprim mai des asupra ei, să o citim, să o predicăm și să venim în fața oamenilor cu mesajele acestei cărți. Ce a spus Petru, ce a făcut Petru. Ce a spus Pavel, ce a făcut Pavel. În felul ăsta vom fi mai liniștiți când facem anumite lucruri, că călcăm pe urmele celor care au călcat pe urmele Domnului Iisus. Și asta nu are nicio importanță dacă ne place sau dacă nu ne place. Are importanță cu un mandat pe care ni l-a încredințat Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm, așa cum facem de fiecare dată când încheiem slujba divină, și dumneavoastră, dacă puteți, concentrați-vă cel puțin câteva clipe la mesajul acesta, la exemplele astea, și întrebați-vă, dincolo de faptul că ne rupem oasele să avem mașini mai bune, case mai bune și mai mari, toate celelalte, nu credeți că uneori exagerăm, dar în defavoarea unei lucrări pe care o facem doar cu mărunțiși? Puteți să suferiți întrebarea asta. Cu mult respect o spun. Dar ea trebuie spusă, pentru că Dumnezeu vrea să o spune. Nu vi se pare că investim prea mult în lucrurile noastre, iar lucrarea Domnului o facem cu mărunțiși? Gândiți-vă la lucrurile astea, că într-o zi, în ziua judecății, eu nu voi fi singur. Eu voi fi așa cum sunteți aici, împreună cu dumneavoastră. Și Domnul va sta și ne va judeca după adevăr. Dumnezeu să atingă inimile noastre și să înțelegem mersul vremurilor și ce ne-a mai rămas ca să facem ce mai trebuie. Haideți să ne rugăm poporul Domnului.